găseam de persoane prin curse regulate. 2080. Dacă aici sunt observați. Dacă nu sunt, articolul 1 și este. Articolul 2, articolul 3, articolul 4, pasat hotărârea. Tot din cadrul serviciului arme explozive și substanțe periculoase, în zona comunei Sasca Montană, au identificat 9 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 65 de ani, care se aflau la o vânătoare organizată, existând o autorizație în acest sens. Întrucât există indicii cu privire la faptul că aceștia se aflau la vânătoare în Parcul Național Cheile Negre Beușnița, s-au întocmit acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj, fiind totodată confiscată un număr de 9 arme de vânătoare. Poate că îți dau autorizația singură. Cum să nu? Ce? Nu? Dar nici nu mai e. E o asociație cu mai mulți membri. Păi și mi-am fi direcțiul, poate să-ți ajut. Singur? Da, fără restul membrilor. Da, sigur, cum? Eu mă îndoiesc. Eu cred că nu știu pe ce lume stai, pe cuvânt. Scuze-mă că... Eu știu foarte bine de ce lume stai. Nu cred că știu. Și știu foarte bine și ce zice legea. Băi, cu credință. Nu știi ce zice. Dacă știi ce zice legea, n-ai vorbit prostiile astea. Mai spune-te-mi pe mine asta dacă știi ce zice legea. Păi da, pot să spui că el are dreptul să-și dai autorizație. Singură. Păi cum e autorizație în grup, mă, omule, acolo participă 20 de oameni, nu? Da, dar așa că se are niște regulamente, un statut după care se organizează, nu se dau organizații. Și nu e proprietatea președintelui și de singură. Director, poate să se ducă unde vrea, păi poate să ducă și în control, ce e problemă? A, în control, ia ce mai numai, în control nu te duci cu armă rapidă. Hai, lăsați-mă, pași. Bun, haideți să vorbim, dar nu, n-ai nicio șansă. Informațiile noastre. În momentul de față, Direcția Silvică Cara Severină nu cunoaște foarte multe detalii. Am auzit de acest eveniment. Din păcate, el a avut loc pe fondurile administrate de AJBPS, nu pe fondurile administrate de Direcția Silvică Cara Severină. Probabil că cazul a fost preluat și este cercetat de către Poliția Cara Severină. E vorba de un parc național acolo? Nu cunosc mai multe detalii. Ar fi avut o carabină.